Bună dimineața, dragii mei! Astăzi vom călători în Milano. Acum suntem în mașină, să mergem spre aeroportul din Timișoara, de unde vom lua zborul spre Milano. Așa că, haideți cu mine! Dragii mei, astăzi plecăm din România spre Milano, așa că am zis să vă iau cu mine, de ce nu? O să vă filmez drumul de la aeroportul din Timișoara până la Milano. Să pornim! După cum vedeți, am ajuns în aeroport, am trecut și de check-in. Tot ce mai avem de făcut este să așteptăm să vină avionul. Am urcat în avion, după cum vedeți. Acum tot ce mai rămâne de făcut este să ajungem cu bine, cu ajutorul lui Dumnezeu. Eu vă spun la revedere din Timișoara și ne vedem în Milano! Am ajuns în Milano, așteptăm să facem controlul pașaportului, după care mergem spre ieșire. Eu o să iau de la aeroport spre gara centrală din Milano, o să iau autobuzul și o să vedeți că exact la ieșire din aeroport
avem stația de autobuz. E foarte simplu, foarte practic și foarte rentabil, pentru că un bilet de autobuz de la aeroport până la gara centrală din Milano e undeva la 12 euro. După cum vedeți, suntem deja în autobuz și așteptăm să ajungem la gara centrală din Milano, unde ne-am și rezervat un hotel în apropiere. Așa că, haideți să pornim! Am ajuns, aceasta este gara din Milano, acum am coborât din autobuz, iar de aici ne îndreptăm pe jos spre hotel, pentru că hotelul este chiar în apropiere. Da, am ajuns și în Milano, după cum vedeți, sunt puțin obosită, da, trece. O să treacă, am ajuns, suntem în gara din Milano. Este cea mai veche gara din Italia, dacă nu mă înșel. O capodoperă arhitecturală. Și acum ne îndreptăm spre hotel. O să vă arăt exact, mă cazez foarte, foarte aproape de gara centrală. Așa că haideți să ne... Da, am ajuns în Milano. Am zis să vă filmez puțin și pe aici. Da, sper să nu vă speriați de fața și de freza mea. Am ajuns și acum mergem spre hotel. Înainte cred că vom face o mică oprire ca să beau și eu ceva, să-mi iau ceva de mâncat. Astăzi nu am avut timp, așa că haideți cu mine! Pentru că mai avem puțin până la ora check-in-ului, am zis să mergem să-mi iau ceva, o mică gustărică, ceva de băut, pentru că e aproape ora 2 după amiaza și eu încă nu am mâncat nimic. Așa că vă iau cu mine să vedem ce găsim pe aici, în magazinele din Italia, da? Am găsit un supermarket super, super, mega drăguț. Și să sperăm că vom găsi ceva de ronțăit pe acolo. Haideți cu mine, dragii mei! Am găsit ceva foarte, foarte bun de băut. E o limonadă de la San Pellegrino, e preferata mea și sunt 4 bucăți la 3,30 €. Așa că am luat-o. O să luăm și ceva de ronțăit. Am găsit aici niște chipsuri foarte, foarte interesante cu caviar, cu sare de mare, cu tot felul.
dar pentru că mie îmi place picant, o să iau chipsuri cu wasabi. Bineînțeles, așa că hai să le luăm pe acestea. Am luat ceva de băut, ceva de ronțuit, acum să mergem spre hotel. Acesta este hotelul în care eu m-am cazat. Facem check-in-ul și mergem în cameră. Buongiorno. Am ajuns în sfârșit la hotel, deci nu vreau să vă zic cât de obosită sunt. Aceasta este camera de hotel, o să vă prezint mai în detaliu mai târziu. Acum vă arăt doar așa, acolo este baia. Cum am zis, o să o prezint mai în detaliu. Acum vreau să mă odihnesc, sincer, că abia am ajuns. Revenim! Dragii mei, după cum vedeți, am ajuns cu bine la hotel, mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Și acum vreau să vă prezint puțin camera de hotel și ce mi-am luat ca să mâncăm ceva, pentru că astăzi nu am mâncat nimic, nici măcar nu am băut. De azi dimineață suntem pe drum, acum e aproape ora 3 după amiaza, abia am ajuns, așa că haideți să vă arăt camera de hotel. Acesta este camera de hotel. Avem un pat, două noptiere, telefonul, noptiere, cum am spus. E destul de drăguță, dat fiind că e ocupată de o singură persoană, adică de mine, eu zic că e ok, e spațioasă. Avem și mini bar, putem să ne facem ceai, cafea, oglindă, vă salut, avem televizor, să vedem și view-ul în scaun, view-ul e la stradă, no, e un view ok, e o stradă plină de hotele pe aici, așa, cam asta ar fi camera, să mergem și în baie, zic. Da. Asta este baia. Cam așa. Ia avem un duș. E ok, e curățică. Avem șampoane. Ca peste tot de altfel. Ca în orice hotel. Aici avem o ghiuvetă, uscător de păr, prosoape. Cam asta e camera. Eu sper că e ok, că v-a plăcut. A fost la un preț acceptabil. Și ne mai vedem. Da, asta e gustărica pe care ne-am luat-o, pentru că abia așteptam să ajung la hotel. Priviți. Asta e un fel de caisă și ceva de băut, bineînțeles. E delicios. Și bineînțeles ceva de băut. Băutura mea preferată. Acum mă pun să mănânc, mă relaxez un pic. Acesta a fost videoul meu, v-am făcut un mic video de cum am plecat din România, din Timișoara, până am ajuns aici, în Milano. Mă voi odihni și mâine începe o nouă zi. Vă pup, pa, pa!